Salutare! Aflați valorile lui X care verifică această egalitate unde m-ul este mai mare decât minus 3 și egalitatea noastră este m la puterea a doua minus 9, totul înmulțit cu x pătrat, minus m la puterea a treia plus 27 este egal cu 0. Pune stop la filmuleț, încearcă să rezolvi tu în și apoi o să vedem împreună o modalitate de rezolvare. Aceste exerciții conțin și capcane. Atenție, atenție! Είστε γάτα; Prima dată ar trebui să ne uităm la ce înseamnă această egalitate. Este de fapt o ecuație de gradul al doilea. Forma generală este ax pătrat plus bx plus c, adică un coeficient care se înmulțește cu x la puterea a doua plus un coeficient care se înmulțește cu x plus termenul liber. Și pentru ecuația de gradul al doilea sau funcția de gradul al doilea avem ca soluții, avem două soluții posibile, de unde știm că sunt două puterea lui x puterea cea mai mare a lui x ne arată câte soluții putem avea, puterea 2 înseamnă că sunt două soluții, și soluțiile generale sunt minus b plus minus radical din b pătrat minus 4 ori a ori c supra 2a, unde aceste uh, litere a, b și c reprezintă coeficientul x pătrat, coeficientul x și coeficientul termenului liber, în cazul nostru, cine este aul? Aul este numărul care se înmulțește cu x pătrat, adică m pătrat minus 9. Cine este b-ul? Nu avem b pentru că nu avem niciun, niciun x în partea aceasta, dar avem c, adică termenul liber, atenție și la semne. Bun, reiau x1, 2, cele două soluții, plus minus, de fapt, minus b, b-ul este 0, înseamnă că o să fie minus 0, nu contează, plus minus radical din b pătrat, adică b pătrat nu există, minus, minus 4 ori a, ori c, spuneam schimatez la semn, aici în loc să scriu minus m la 3 plus 27, am scris 27 minus m la 3, totul supra 2 înmulțit cu a, care a este m pătrat minus 9 mă uit la această formă, da, 27 minus m la 3, care este de fapt 3 la 3 minus m la 3. Și mi-aduc aminte că există o formulă de calcul prescurtat care ne spune că a la 3 minus b la 3 este a minus b înmulțit cu a pătrat plus ab plus b pătrat. De unde știm că este această formă? Păi dacă am deschide parantezele, ar fi a înmulțit cu a pătrat ne dă a la puterea 3, a ori ab este a pătrat b, a ori b pătrat este AB pătrat, minus b ori a pătrat este minus b a pătrat care se simplifică cu a b pătrat care era pozitiv, minus b înmulțit cu a o să fie minus a b pătrat care se simplifică cu a b pătrat de aici și minus b ori b la puterea a doua este minus b la puterea a treia. Am înlocuit a la 3 minus b la 3 în formatul acesta cu 27 minus m la 3, adică 3 la 3 minus m, deci 3 minus m pe lângă 3 la 2 plus a ori b, adică 3 ori m plus m la puterea 2, așa am obținut formatul acesta. Și ce am făcut mai departe? M-am întors în ecuația în rezultatul pentru soluții și am înlocuit. Mi-am lăsat aminte că m pătrat minus 9 e tot o formulă de calcul prescurtat a pătrat minus b pătrat, am vorbit în alte filmulețe, nu o să insist aici. Am desfăcut această formulă de calcul prescurtat, minusul din față l-am introdus în interiorul acestei paranteze și de aceea o să avem 3 minus m pe lângă 3 plus m, pentru că de fapt este 9 minus m pătrat. Aici am, am lăsat de schimbat. Aici este... 2 înmulțit cu paranteza aceasta le-am pus sub radical, după cum putem să vedem aici. Și dacă le-am pus sub radical, 2 a devenit 4, pentru că radical din 4 este 2, iar m la a doua minus 9 a devenit m la a doua minus 9 totul la puterea a doua. Și folosind numai iarăși de formula de calcul prescurtat a pătrat minus b pătrat, care este a minus b pe lângă a plus b, am scris această formă. Am simplificat 4 cu 4, ce s-a mai întâmplat mai departe. Aici s-a simplificat și M-3 cu un, cele două M-3-uri. Deci aici, aici este 3 minus M și am scos un minus. Ce am făcut? Ce am făcut? Minusul de aici l-am introdus în interiorul parantezei acesteia. Puneți mâna și calculați ca să vedeți și voi aici. Să se poată lega lucrurile frumos. Am înlocuit și am ajuns la răspunsul că cele două soluții sunt plus sau minus radical din această fracție. Dacă M-ul ar fi 3, deci pentru acest caz, putem să avem acest caz, da, putem, pentru că M-ul este un număr mai mare decât minus 3. Dacă ar fi să desenăm axa numerelor, minus infinit infinit și aici să-l punem pe 0, ce înseamnă M mai mare decât minus 3? Păi dacă aici ar fi minus 1, minus 2, minus 3, înseamnă că pornim de la minus 3 și avem toate numerele până la plus infinit, deci pe undeva pe aici o să se întâlnească și 3-ul. Și deci, pentru cazul când M este egal cu 3, ce se va întâmpla? Păi 3 la a doua minus 9, adică 9 minus 9, 0 înmulțit cu x pătrat. Și aici, dacă se înlocuiește M-ul cu 3, ne dă minus 27 plus 27. Deci, nu mai depinde de x. Oricare x aparține lui R este valabilă această egalitate. O zi superbă să aveți!